Salutare, prieteni, din nou la pescuit, după câteva zile de ploaie. Să sperăm că peștele e activ, deși sunt slabe șanse, dar încercăm să vedem. L-am luat, haha. În sfârșit, dar nu pare foarte mare, nu, e micuț. Dar l-am păcălit, chiar și după ploaie, hai. Sus, prietene, haha. Ce drăguț e. La 10 minute după ce am ajuns, am reușit să-l păcălesc. Stai că te-ai învârtit până mă amețești. A atacat aici, aproape de mal. Stai cu minte, mă. Să te arăt oamenilor. Prieten, cam la 10 minute după ce am ajuns, a venit și el. Un bibonel micuț și drăguț colorat. Da. Haideți să-i dăm drumul. A venit fix lângă mal aici. Ha! Se pare că mănâncă astăzi, ceea ce e bine. Și să continuăm să pescuim. Am luat prieteni încă unul. Ha-ha. Imediat după 5 minute încă un biban. Aha. O, ce negru e ăsta. De ce e așa negru? Oh, ce închise la culoare. Ia uitați. E un biban foarte închis, colorat. Ha. N-am mai văzut atât de închis până acum în perioada asta. Ia uitați, prieteni, cât de închis este la culoare. E cel mai închis pe care l-am prins până acum. Are coloritul foarte închis. Acesta s-a pregătit pentru iarnă, cel mai probabil. Este interesant coloritul. E aproape spre negru chiar. Ha, drăguț. N-am mai prins biban atât de închis la culoare, dar fiind iarnă, mă aștept să aibă culorile un pic mai închise. Ia. Să le liberăm. Noi facem o fotografie și le liberăm frumos. Îi facem foam așa, se vadă frumos. Al doilea biban, prieteni, după încă 3 minute, 5 minute. Îmi place. Haide să le liberăm. Gata, a fugit. Și continuăm. Da. Da. Era grăsuț. A fost zic... Da. Era și dolofan. Da. Așa. Mi-e drag de tine. Ai văzut cât de închis era la culoare? Foarte închis. Era grăsuț, da? Ce faci? Tu mă filmezi acolo? A? De ce mă filmezi? Hai că te filmez și eu, îți convine? Ai văzut al doilea buiban după 2 minute, 3? Sper să continui așa. Da, prieten, astăzi ne însoțește și Violeta. E alături de mine, îmi face galerie aici. Și se pare că mi-a adus noroc azi, da? Da? Mereu mi-aduci noroc? Da, am înțeles. Uite că am prins biban foarte repede. Da. Oh. L-am luat, mă, l-am luat, al treilea, fată, ia uite. Al treilea la rând, după încă 5 minute, încă unul. Dar cam aceeași talie se pare că sunt. Opa, hai, vino aici. Cam aceeași talie sunt toți, se pare. Al treilea biban în 15 minute, cred. Cam așa. Haide, dă-i drumul acum, măi. Măi, da. Vai. Hai.
Uite, nu vrea să-i dea drumul. Da. Ăsta e puțin mai micuț. Puțin de tot mai micuț. Haideți să vi-l arăt puțin mai bine. Stai. Măi. Așa. Să focalizăm și noi, să te arătăm oamenilor că... Așa. Gata, prieteni. Al treilea biban. Și continuăm aventura noastră. Frumușel și ăsta micu. Hai. Fugi, prietene. Și să continuăm. Chiar sunt curios cât-ți prind astăzi. Deja 3 bibani și abia am ajuns. Haideți să continuăm. Atacurile sunt foarte anemice, prieteni. Abia dacă simți când ciupește puțin guma. Și ai o fracțiune de secundă să înțepi, altfel l-ai pierdut. Sunt foarte fine atacurile. Foarte apatice, de fapt. Uite, am mai avut un atac acum. Dar o fracțiune de secundă, dacă nu l-ai înțepat, nu l-ai luat. Mi-ai luat lanseta din mână. Ai văzut că prind și ce ai zis? Gata, mă, nu mai pescuiești azi. Da. Gata, prieteni, eu nu mai pescuiesc. Mi-a zis că mi-au ajuns 3 pești. Într-un sfert de oră mi-a luat lanseta din mână, a zis, ia, mai stai tu cu minte. Vii și tu la pescuit ca omul și ți-a ia lanseta din mână și zice, gata, stop. De acum prind eu. Uite, m-a învățat să și arunce, să și gata, prieteni. Eu pot să plec acasă, te las pe tine să faci clipul. Am om de încredere aici. Alături de mine. Bună seara, am luat 3 bibani până acum. Da. Când am ajuns în primele 15 minute, am luat 3 și văd că s-a tăiat acum, nu știu ce avea. Bună, am luat 3 unul după altul, da. Iar? Îmi și place, da. Da. Sper să-și revină, că văd că de jumătate de oră nimic. De ce? Eu știu, să duce și mai la bine. Probabil, da. E mai cald. Da, când am ajuns, v-am zis 3 deodată, zic, opa. Nu mă așteptam după ploile astea, după... Nu mă așteptam. Păi nu, a fost urât ieri, a fost. A și plouat, da, da. O seară bună. Prieteni, pentru cei care n-ați văzut, aseară am făcut un live despre gumele pe care le folosesc eu la biban. Puteți intra oricând să-l vedeți, în secțiunea de live-uri, s-a salvat acolo. Și arăt toate gumele cu care am prins eu în sezonul rece. Le puteți vedea acolo. Ne punem mânuși, prieteni, că nu mai merge. E mult prea frig. S-a lăsat frigul bine, bine. A și plouat în ultimele 3 zile, cred. Și numai, gata, e ger.